Săptămâna aceasta, la sediul Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu din Călărași, în sala Perspectiv, a avut loc vernisajul unei expoziții de caricatură. Au expus membrii grupului Omicron și invitații acestora. Dacă în pictură elementele de expresie plastică desăvârșită se afirmă picturalitatea, culoarea, aici talentul său în zona desenului și pregătirea din sfera academică sunt foarte evidente. Victor Grigore demonstrează încă o dată că geografia tipului uman este una care îi se potrivește foarte bine, iar talentul său și pregătirea într-o școală superioară de artă sunt cele care au contribuit la evoluția sa ulterioară. Iată acum un artist care are să ne spună foarte multe în zona aceasta a portretului, în care practică diferite tehnici, așa cum spuneam, pictura în ulei, dar și caricatura, unde îl descoperim foarte divers, îl descoperim ca un artist care știe să practice acest gen artistic, care este total diferit de zona portretului și care impune alte modalități de expresie plastică. Jimmy Stănescu iarăși vine din zona picturii, dar este pregătit în zona desenului și domnia sa. Portretul este un exercițiu pe care l-a practicat an la rând, iar caricatura a dezvoltat-o ca pe un gen care în ultimii ani l-a definit pe Gini Stănescu, foarte expresiv, atât în zona aceasta a exprimării în creion, în cărbune. El surprinde foarte bine trăsăturile umane pe care le exagerează, realizează și portrete șarjă. Caricatura este o zonă pe care s-a bazat și care îi conturează, împlinește oarecum cariera de pictor. Și Petronela Milea, probabil prinsă în această efervescență a caricaturiștilor de la noi din oraș și motivată de expozițiile de grup care s-au desfășurat aici, a demonstrat că poate să facă la un nivel demn de artă specia aceasta a caricaturii. Este foarte diferită de Victor Grigore sau de Jimmy Stănescu sau de celălalt artist călărășean, Florian Bulstan. Fiecare își exprimă într-o identitate definitorie dragostea pentru tipul uman, pentru caricatură, pentru umorul fin în ultimă instanță, pentru că natura ne-a creat într-un anumit fel, ne-a creat cu o perfecțiune apropiată lui Dumnezeu, însă din această perfecțiune decurge de fapt și caricatura și arta, pentru că și acest gen artistic, caricatura, ține tot de o anumită perfecțiune a pregătirii artistice. Florian Bulstan are o altă modalitate de a-și exprima intenția de a ne stârni în colțul gurii un ușor zâmbet, pentru că domnia sa ne creează impresia de greutate, de masa a materiei, în ceea ce privește aplicarea cărbunelui, pentru că lucrează foarte mult în cărbune. Este un artist foarte diferit de ceilalți caricaturiști care expun aici, în sensul că surprinde în planuri mult mai largi, mai elaborate de cărbune, trăsăturile pe care le caricaturizează. Este mult mai sintetic, mult mai aplicat, iar imaginile pe care le creează sunt pur și simplu neașteptate. Corneliu Dobrogea vine tot din zona picturii, însă ceea ce îi spune astăzi nu ține chiar de domeniul caricaturii, ține de zona umoristică, a satirei, a unei parodii sau a unei nemulțumiri în ultimă instanță în ceea ce privește societatea contemporană, pentru că aceste colaje pe care le face, aceste desene care sunt însoțite de cuvinte, se referă de fapt la lumea în care artistul român contemporan trăiește, această lume care îl afectează direct. Toate derapajele societății sunt prezente în aceste lucrări ale lui Corneliu Dobrogea și de multe ori am văzut că sunt create cu foarte mult umor, dar și cu un accent de dramatizare. Dintre expozanții tineri care vin în această pe această simență, Carmen Pavel, care merge un pic către un decorativ care este specific, dar Gabriela Apostol, de asemenea, sunt de remarcat și intențiile domnilor lor de a se plia pe genul acesta al caricaturii. Însă, surpriza expoziției este artistul spaniol Néstor Dámaso del Pino, care nu este o noutate pentru expozițiile de la Călărași, este un artist cu o carieră internațională, strălucită în Spania, este un nume cunoscut pentru ceea ce face. Remarcăm că aceste caricaturi pe care le realizează sunt schematizate pe o structură estetică care vine din zona jocului de cuburi, a geometriilor și a unei direcții cubiste. Aceștia sunt artiștii care expun astăzi și fiecare dintre aceste lucrări de aici sunt lucrări de înaltă ținută estetică, în care noi recunoaștem personajele fără a citi etichetele. Asta înseamnă că artiștii sunt foarte buni, au o experiență foarte interesantă și că stilul caricaturii este unul de mare anvergură, nu numai la noi, pentru că noi, România, avem un nume important în zona caricaturii, ci și la nivel internațional. Caricatura este un gen cu o practică foarte accentuată. Îi felicit din toată inima pe expozanți și felicit și biblioteca, dar și pe cei care au muncit efectiv la așezarea pe simeza expoziției. Vă mulțumim în primul rând că ne-ați găzduit în acest spațiu cultural, cel al Bibliotecii Alexandru Odobescu, pe mine ca reprezentant al Asociației Caricaturiștilor și umoriștilor grafici, nostru El Baico din insulele Canare. Fac o precizare. Néstor Dámaso de Primul este președintele acestei asociații, da, pe care cu mândrie o reprezintă atât la nivel național cât și internațional. Doamna Amelia i-a făcut o prezentare artistică extraordinară. Eu o să-l prezint pe Néstor Dámaso del Pino ca om și ca personalitate. Cine este de fapt? Este supranumit în Spania, pentru cei care nu cunosc, caricaturistul muzero. Este singurul caricaturist european care are caricaturi expuse în peste 60 de muzee din Spania, în România, la Muzeul Național al Literaturii Române și la Casa Memorială Nichita Stănescu, în curând și în Biblioteca Județeană, în Grecia, Portugalia și în Statele Unite ale Americii. Are un stil deosebit, nu este numai un caricaturist, este și un promotor al artei din insulele Canare, pământul său natal. Ceea ce vedem aici, pe partea aceasta, sunt nume grele în lumea caricaturii internaționale, aș spune. Aici sunt două caricaturi ale două personaje culturale românești, Ion Creangă și Grigore Moisil. Eu le-am numit Miradas Diferentes, nu priviri diferite asupra lor, al Eduardo Gonzalez Rodriguez. Este cel mai cunoscut vinietist și autor de comicsuri din Spania. Are colaborări nu numai cu lumea spaniolă, dar este cunoscut și ca autor de sketch-uri în Statele Unite, la Hollywood. Bun prieten, fac o paranteză, același lucru se întâmplă cu Carlos Rodriguez din Cabo. Ambii vin din zona Tenerife. A vrut să-l prezinte pe Alejandro Ciorănescu, este un român stabilit în insulele Canare, cel mai mare specialist în literatură veche din insulele Canare, în Figueroa, întemeitorul literaturii de acolo. Trec peste cei doi pentru că vreau să ajung la Gustavo Mederos. Face parte dintr-o familie de intelectuali, el are vinete extraordinar de expresive. Nu știu cum să vă spun. Aici am niște personaje românești. Un filmuleț. Da, doamna Amelia poate să-i definească mai bine stilul. Mie mi este mai greu. Este un talent extraordinar, lucrează mult pe comicsuri, are câteva publicații, cărți. Ei publică foarte mult comicsuri. Are câteva publicații și lucrează mult și cu cumnatul său, un cunoscut, Sergio Barreto, un cunoscut scriitor din zonă. Abraham Garcia este un tip cu foarte mult umor. Pe mine mă amuză extraordinar această caricatură în care Decebal îi strigă loser. Este un tânăr caricaturist, desenator, este mai mult actor. Cu drag a acceptat să vină aici. Ciocua, Alberto Belara Ifiero, Rafaeli și Harry Belstern fac parte din garda veche a caricaturii din insulele Canare. Vă puteți mira, dar au o istorie a caricaturii atât de bine pusă la punct și, nu știu cum să spun, o tradiție extraordinară, care pe mine m-a mirat. Există chiar două volume, aș vrea să spun așa ca dimensiune, cât o istorie a literaturii române a lui Călinescu, în care se trece în revistă tot ce s-a numit caricatură și vinietă în această parte, care pare destul de mică, 8 insulițe, nu? Noi știm arhipeladul doar din punct de vedere turistic, dar care dezvoltă o activitate culturală extraordinară. Aici sunt cei din garda veche, artiști pe care generația tânără, cum ar fi Néstor Dámaso del Pino, îi promovează extraordinar de mult. Nu îi lasă în uitare. Au învățat să-și iubească înaintașii. Să iubească pe cei care le-au dat lecții. Harry Bester și Rafaeli, relaționați cu lumea culturală europeană, inutil să vă spun că Rafaeli e bun prieten cu Cocteau. Familia domnului Harry Bester le-a pus la dispoziție pe Cousteau și pe Shakespeare, care mie mi se pare extraordinar. Mi se pare puțin mai neomodernist în ceea ce privește felul de a caricaturizar. Yo se les libré, disculpen que hable en español, ya me cuesta hablar en español, cuanto más en rumano. Pero bueno, dar las gracias a la biblioteca, por supuesto a su directora, a Laura Monteanu, a todo el equipo fantástico que nos ha recibido, a Mariana, que está por ahí, que nos ayudó mucho en la colocación, ahí está el amigo, y a tantos amigos también que tengo de otros años, y a todos los presentes. Simplemente que aquí siempre tengo un poquito de... mi corazón está aquí también en Rumanía. Gracias a todos.